Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia de a ne apropia de El în această dimineață, de a ne deschide inima și a zice bun venit prezenței Lui, cuvântului Său lucrător în viața noastră, pentru că e o zi de lucru pentru Dumnezeu, e o zi de odihnă, de o zi de lucrare în ceea ce privește lucrarea mântuirii în inima noastră. În ceea ce privește lucrarea salvatoare, niciodată Dumnezeu nu încetează să lucreze pentru oameni. Asta nu este un păcat, ci tocmai este eliberarea de păcat. Dumnezeu vrea să lucreze astăzi mai mult decât altă dată. În ziua de sabat, cea mai mare binecuvântare este o porție dublă din cuvântul lui Dumnezeu, nu? Știți că se aducea o jertfă dublă în sabat. Și asta înseamnă că mâncăm mai mult din punct de vedere spiritual, ne hrănim mai mult spiritul, așa și alergăm destul de mult pentru carne și pentru trup pe săptămână, nu? Cât am devotat cărnii și trupului săptămâna asta? Mult! Viața noastră, prea mult, nu? Astăzi ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam în introducere că această temă, acest subiect, mega criza în adventism, ce este de făcut, este posibil să fie cea mai solemnă și cercetătoare temă care a auzit-o vreodată un adventist și nu numai. Este o temă pentru dumneavoastră și pentru mine. Dacă cineva îndrăznește să se gândească la altcineva, la vreun alt grup, face cea mai mare greșeală. Deja este băgat în criză și el. Dovedește că e prins și el în criza aceasta, chiar prin felul greșit în care a învățat să se raporteze la adevăr. O criză în adventism, o problemă, una din miile de probleme, dacă vreți, este că nu ne raportăm corect la cuvântul lui Dumnezeu. Știți, să zicem, știm. Deja deschid gura un pic, încep un verset, știm. E doar o impresie că știm. Știm teoretic anumite lucruri și nu le știm deloc din experiență, nu le știm deloc cum ar trebui să fie. Este o mega criză. Prin aceasta înțeleg o criză de proporții uriașe, de o profunzime de nebănuit în adventism. Vedem noi așa lucrurile. Vă spun că dincolo de orice estimare, dincolo de descriere în cuvinte, n-am să reușesc să termin subiectul, decât am să-l zgâri, atât. Problemele sunt mult mai serioase decât cineva reușește să le spună, să le amintească. El ar trebui să ne cutremure. Citesc în Psalmul 11 cu 3, și când se surpă temeliile, sau dacă temeliile sunt distruse, în traducerea Fidela, dacă temeliile sunt distruse, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Nu-i vorba de un ornament care-ți cade de sus, puțin var care se dezlipește de pe perete și nu mai arată tablou cum trebuie. E vorba de temeliile casei când se duc. Ce faci? Habacuc 3 cu 2, când am auzit, Doamne, ce ai vestit? Și e vorba despre timpul din urmă, când am auzit ce ai vestit, m-am îngrozit. Ce-a văzut el? Este exact rugăciunea care o face, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Cum a văzut lucrarea de s-a îngrozit? A văzut-o terminată. Poporul lui Dumnezeu l-a văzut terminat, nu? Când puterea poporului Dumnezeu va fi zdrobită de tot, nu? A văzut terminat, însuflețește-ți, Doamne, lucrarea, pentru că ce-am văzut este teribil, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Cred din toată inima că Dumnezeu a ridicat pe arena lumii grupul adventist. Cred că ei s-au ridicat, nu la voia întâmplării, ci Dumnezeu a chemat oameni. Le-a încredințat adevărul mărețe, adevărul care nu le înțelegea lumea în timpul acela. Acele adevăruri urmau să sfințească, să pregătească un popor pentru revenirea Domnului. Acele adevăruri trebuiau să fie încredințate întregii lumi, propovăduite lumii întregi, pentru că erau adevărurile cercetătoare și probatoare pentru timpul din urmă. Erau adevărurile care urmau să pregătească lumea pentru timpul sfârșitului. Cred că Dumnezeu a încredințat adevăruri mari poporului, grupului adventist, oferindu-i privilegiu
de a fi oamenii prin care Dumnezeu să lucreze mai departe pentru a salva cât mai mulți oameni. Din punct de vedere al naturii decăzute, toți oamenii suntem la fel. Trebuie să nu uităm că nu există decât o singură natură decăzută, o singură natură pe care o au oamenii și se nasc cu ea. Este natura decăzută. Suntem toți la fel din punctul ăsta de vedere. Ce face pe unii oameni deosebiți și speciali sunt tocmai aceste adevăruri pe care Dumnezeu le încredințează un scop nobil pentru care să trăiască și o misiune măreață la care te cheamă. Dacă pierzi adevărurile, scopul și misiunea, nu rămâi decât cu aceeași natură cu care o au toți oamenii, doar cu o specificație, ești mult mai decăzut și mult mai periculos. Într-o stare de împietrire mult mai mare decât a unui om de rând. Asta rămâne din noi. Deci ceea ce ne face diferit sunt anumite adevăruri mărețe. În funcție de cum ne raportăm la ele, asta te face diferit. Dacă nu mai e nimic comun și le pierzi, se alege praful. Și de tine, și de scop, și de misiune. De aceea, realitatea tristă este că Satana, pe parcursul anilor, de la 1844, de când grupul acesta a început să se consolideze, realitatea este că Satana a lucrat cu mare putere. Nu este de mirat, pentru că acest grup urma să fie ținta specială a lui Satana. De ce? Pentru că întreaga lume, întreaga lui, chiar situația lui, a diavolului, era foarte mult dependentă de ce va face acest grup de oameni, de ce acest grup de oameni urmau să-l justifice pe Dumnezeu în marea luptă, să răspundă întrebărilor care au fost puse, să transmită ultima descoperire despre caracterul lui Dumnezeu. Aveau adevăruri mari încredințate. Problema este că acest grup a deraiat. Și nu-i vorba de o deraiere micuță. Este vorba de ceva atât de marcant încât au pierdut calea cu totul. Nu numai atât. Au ajuns să lupte împotriva adevărurilor care îi defineau ca popor special și care le trasau o misiune. Aceste adevăruri te schimbă, aceste adevăruri îți dau, sunt însăși misiunea care o ai, formează baza. Când le pierzi și când începi să lupți împotriva lor, atunci nu mai te transformi din poporul care, prin care se salvează lumea, în poporul care, la fel ca și evreii, care distruge lumea, care devine, în loc de lumina lumii, întunericul pământului. De aceea, realitatea este că gravitatea situației nu o percep nici măcar oamenii care se cred reformatori. Nu am pretenția și știu, este o realitate că nici eu nu o percep așa cum ar trebui. Dar atât cât am înțeles, atât cât văd la ora actuală, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă cutremură, mă înfioară, uneori mă blochează. Mă blochează în sensul că îmi înghit cuvintele, nu mai găsesc cuvinte să spun. Este atât, atâtea sfere sunt cuprinse, apostazia, decăderea, deraierea. Atâta îndepărtare în orice domeniu, aproape în orice lucru pe care îl cere Dumnezeu, suntem pe o altă linie, încât nu știu ce să zic. De ce să mă apuc? De ce să spunem că nu e în regulă? Unde să strigăm că este să năruie? Pentru că se năruie din toate punctele de vedere. De aceea, trăind aceste timpuri, ar trebui fiecare dintre noi să ne cercetăm poziția. Pentru că când vorbesc de grupul adventist, vorbesc inclusiv de dizidenți, de grupuri independente care n-au rezolvat problemele nici pe departe. Din contră, au căzut în aceleași erori, în altele și mai rele, detestabile chiar, stricând mai mult imaginea unei reforme sau a ceea ce ar trebui să fie făcut. Cred că inclusiv grupul nostru este departe de a fi ceea ce trebuie să fie. Cred că ne împărtășim de același spirit în mare măsură, chiar dacă am avut șansa unor adevăruri cercetătoare, nu suntem departe, ar fi neonest să spunem că în caracter, în înviețuire, în experiența creștină, suntem departe de ceea ce se întâmplă în alte porți. Ceea ce e rușinos, e condamnabil și este un motiv de pocăință și mai adâncă. Sigur, astfel de afirmații, mega criză în adventist, faptul că totul e dărâmat, trebuie să fie susținute.
Nu mă aștept ca astfel de afirmații să fie crezute fără să aduc argumente solide. De aceea este o alergare printr-o temă lungă în care vreau să solicit atenția asupra multor puncte și acolo unde credeți că este de corectat și la noi și la dumneavoastră, la fiecare dintre noi, ar fi bine ca să ieșim din criza aceasta, pentru că urmează să se năruie tot ceea ce este instabil, tot ce nu este pus la punct. Sigur, pentru a descrie doar în câteva cuvinte gravitatea situației, urmând ca după aceea să continui și să trecem așa prin mai multe aspecte, aș vrea să spun ce putem spune despre un popor care crede că se închină la adevăratul Dumnezeu, dar se închină în realitate la un Dumnezeu fals, un Dumnezeu idol, un Baal, pretinzând că este adevăratul Dumnezeu. Cum poate un astfel de grup de oameni să dea ultima solie lumii întregi, chemând la adevărata închinare la adevăratul Dumnezeu? Ce putem spune despre un grup care în locul lui Iisus, adevăratul Iisus, cel pe care îl descrie Scriptura, cel care este singurul fiu al lui Dumnezeu, prezintă un fals Mesia, un fals Hristos, un alt Iisus? Ce putem spune despre un popor care pierde esența Evangheliei și care predică atât propriilor enoriași cât și celor din afară o Evanghelie falsă? O Evanghelie în care îndrăznesc să spun că niciuna din piesele ei, pentru că Evanghelia are multe piese, el are în centru pe Iisus, sigur, iar Iisus este altcineva. Vorbim de Iisus, dar ne gândim la altceva. Când vorbim de credință, vorbim de altceva. Când vorbim de lege, poziția ei, rolul ei, funcția ei, vorbim de cu totul altceva. Când vorbim de păzirea ei, ne gândim la altceva, la felul în care s-o păzim noi, la felul în care ne luptăm în propria putere. Când vorbim de credință, vorbim de credința crezului. Nu vorbim de încrederea neclintită în Dumnezeu, vorbim de alt tip de credință, nu cea biblică. Nu. Când vorbim de relația cu Dumnezeu, vorbim de vechiul legământ în care omul face, omul promite, omul e la putere, omul se luptă, omul împlinește. Și ăsta este vechiul legământ, care cu vechiul legământ oamenii nu s-au mântuit. Singura formă în care oamenii se mântuiesc este noul legământ, legea scrisă în inimă. Ce putem spune despre o evanghelie fără cruce, în care o religie în care e hiperstimulat eul până la ceruri, care dă naștere la oameni super mândri, în loc să dea naștere unui popor zmerit, dependent total de Dumnezeu. O evanghelie falsă în care nimic nu-i poziționa corect. Nu-i cruce, nu-i adevăratul Iisus, legea este altceva decât unde trebuie să fie, credința este cu totul altceva, neprihănirea înseamnă cu totul altceva, în loc de neprihănirea lui este neprihănirea mea, ceva care produc eu, și asta este ceea ce se știe, asta este ceea ce se experimentează și asta este ceea ce se predică drept solia îngerului al treilea. În întreaga lume punem trei îngerași cu trompete și asta este solia îngerului al treilea. Un alt Dumnezeu, un alt Iisus, o altă Evanghelie, un alt Duh, cu totul altceva. Asta este doar miniatura, pentru că în realitate nimic nu mai este cum a fost. Nimic nu a fost, nu mai este cum s-a preconizat să fie. Scopurile s-au pierdut, linia, direcția s-a dus, suntem într-o altă parte și cei care un pic mai corectează au impresia că au ajuns la drumul bun, dar de fapt sunt tot pe o altă rută. Aș vrea să citesc o afirmație solemnă făcută în jurul anilor 1880. Vă dați seama cât de veche este. Încercați să luați în calcul eroziunea profundă care a avut loc după 1888. Luați în calcul timpul cu schimbările dramatice care s-au făcut în lume și în adventism. Afirma cineva care înțelegea foarte bine ce se petrecea atunci. Sunt plină de tristețe când mă gândesc la starea noastră ca popor. Observați, nu e vorba de o mărturie adresată individului X sau Y. Aici este o afirmație despre popor. Sunt plină de tristețe când mă gândesc la starea noastră atunci, nu acum. Acum nu se găsesc cuvinte să descriu. Domnul n-a închis cerul pentru noi, dar viața noastră de continuă apostazie,
Era vorba de o continuă apostazie atunci. După aceea, ce s-a întâmplat au fost lucruri mari. Atunci, dacă atunci era continuă apostazie, după aceea a trebuit să fie năruire, distrugere, nu găsesc ce cuvânt, cataclism, sau cum să-i spun ce s-a întâmplat în adventism când mă gândesc la schimbările majore ce au avut loc după aceea. Viața noastră de continuă apostazie ne-a despărțit de el. Mândria, lăcomia, iubirea de lume au fost vii în inimă fără teama de a fi lepădați sau condamnați. Acum, secularismul, dacă ai vrea într-un cuvânt să descrii grupul adventist, este un grup lumesc. Asta e cea mai bună caracteristică. Un grup foarte mândru, un grup de oameni materialiști și lumești care au pierdut ideea de popor așteptător. Nu arată nici pe departe că cineva așteaptă. Adventist e cu totul impropriu o denumire aplicată la așa ceva, la un astfel de grup. De ce? Pentru că oameni consolidați pe pământul acesta, oameni care nu așteaptă nimic. Așteaptă să mai trăiască un mileniu vremelnic aici, categoric. Au pierdut identitatea de popor. Păcate grele și îndrăznețe s-au cuibărit printre noi. Și cu toate acestea, că suntem în starea asta deplorabilă, spunea Ellen White, părerea generală este aceea că biserica înflorește și că pacea și prosperitatea spirituală se află în mijlocul ei. Biserica și-a întors spatele și n-a mai urmat pe Domnul Hristos, conducătorul ei, și se retrage în mod sigur spre Egipt. Biserica, nu-i vorba de individul cu tare. Aici este o descriere a ce se întâmpla prin 1880. Biserica întorsese spatele lui Hristos și mergea unde? În lume, în Egipt, din toate punctele de vedere. Și a ajuns, să știți, atunci întorsese spatele și mergea spre, în 100 și ceva de ani, a intrat adânc în Egipt, din toate punctele de vedere, cultural, educațional, profesional, dacă vreți, ca și carieră, ca și viitor, ca și felul în care ne concepem viața, ca viața de familie, trăim ca egiptenii. Exact aceleași idealuri. Ne îmbrăcăm ca egiptenii, ne pensăm ca egiptenii. Din toate punctele de vedere avem obiceiurile egiptene, lume. Lume. Egiptul, în schimb, este caracterizat ca necredință. Cine-i Dumnezeu ca să știm eu de el? Spunea faraon. Ajungând în Egipt, necredința era. Și cu toate acestea, puțini sunt alarmați sau surprinși de lipsa lor de putere spirituală. Îi vedea de atunci doar puțini care pricepeau ce se petrece. Erau îngrijorați de ceea ce se petrece. Câțiva oameni. Și dintre pastori, tot în aceeași mărturie, volumul 5, spunea: când vedeam adunările astea mari, dacă vreunul era împovărat ca o căruță plină de znopi în ce privește situația poporului, restul n-avea o idee mai mare despre lucrare decât copiii care se joacă. Așa scrie Ellen White. Atunci, dar nu îndrăznesc ca să fac corespondentul pentru timpul de astăzi. Ce-ar spune, ce-ar scrie? Ce ar trebui să se zică în vremurile astea de la un anvon, nu? Dacă ea spune că e îngrijorată, era îngrijorată atunci. Și vreau să vă spun că erau încă pionierii adventiști între ei. Nu credeau nici în Trinitate, nu era vorba, condamnau Trinitatea. Nu era vorba de Trinitate atunci, în 1880. Era încă Ellen White, erau mărturii, încă erau oameni care aveau o relație cu Dumnezeu. Erau încă alt tip de predicare și atunci era apostazia în florea. Clocea acolo și începea să cuprinde, să dospească în toată biserica. Și se scrie chestia asta. Dar ce s-ar spune acum? Cu ecumenism, cu modificări, cu un alt Dumnezeu, cu starea de lumesc, nu? Din toate punctele de vedere, deraierile care sunt marcante. Îndoiala și chiar necredința în mărturiile Duhului Dumnezeu se ridică în comunitățile noastre de pretutinde. Atunci... Acum, ce dacă scrie? Și ce dacă scrie, nu? Și ce dacă scrie că poporul lui Dumnezeu nu va consuma carne? Și ce dacă scrie că ar trebui să avem școli? Noi, nu, să avem mici școli de comunitate și copii, să nu mai înghită erorile Babilonului. Nu, că asta a fost secretul pentru care toate bisericile protestante n-au primit strigătul de la miezul nopții și n-au primit soliile. Au căzut datorită educației babiloniene, s-au agățat de structura aia babiloniană, mintea le-a fost formată. Și ce dacă scrie, nu, că
poporului Dumnezeu niciunul nu va consuma carne. Și ce dacă scrie că pas n-ar trebui hirotonit niciun pastor și trimis în lucrare dacă n-are o poziție foarte fermă despre reforma sanitară? Și ce dacă scrie că singura metodă pe care o aprobă cerul sunt mijloacele, remediile naturale și nici de cum medicamentele complicate? Și ce dacă scrie că ar trebui ca școlile noastre medicale nici de cum să nu copieze drumul lumii? Și ce dacă scrie? Noi facem cu totul altceva și care ideea, nu? Noi suntem poporul, noi nu putem cădea. Niciodată nu mi s-a părut cineva mai arogant decât evreii și adventiștii. Noi adventiștii, plini de aroganță. Și dacă e să ne luăm și să ne punem la standardele adevărului, nu corespunde la nimic. Nu numai că nu corespunde, ar fi bine să fim undeva pe aproape mai căzut. Suntem împotrivă. Nutrim o împotrivire față de toate soliile lui Dumnezeu. Dar noi suntem poporul, mergem și dăm ultima solie lumii. Suntem într-o criză uluitoare. Pastorii care predică euul în loc să-l predice pe Hristos au făcut ca lucrurile să fie astfel. Mărturile nu sunt citite, nici apreciate. Dumnezeu va vorbi, lumina a strălucit din cuvântul său și din mărturii și ambele au fost disprețuite și desconsiderate. Rezultatul e vădit, acela al lipsei de curăție și consacrarea lipsei unei credințe adevărate în mijlocul nostru. Fiecare să-și întrebe propria sa inimă cum am ajuns în această stare de slăbiciune și în acest conflict spiritual. N-am adus noi oare mânia lui Dumnezeu asupra noastră pentru că acțiunile noastre nu corespund cu credința? Nu căutăm noi oare prietenia și aplauzele lumii mai degrabă decât prezența Domnului Hristos și o profundă cunoaștere a voii sale? Volumul 5, Mărturii pentru Comunitate 218. Trebuie să ne întrebăm cum am ajuns aici. Problema e că nu știm unde e aici, unde am ajuns. Ați văzut, majoritatea nu-și dădeau seama încă de atunci. Dar acum, ce buimăcire, ce confuzie, ce orbire spirituală. Cât de gros o fi întunericul asupra noastră, ce percepem? Și cine zice că percepe exact ca orbul ăla de care s-a atins Hristos? I-a pus mâna pe ochi și l-a întrebat, vezi ceva? Văd, dar cum vezi oamenii? Ca niște copaci. Nu. De la un om până la un copac este o diferență. Nu? Cam așa și cei care văd. Sunt unii care nu văd deloc. Aș vrea să începem cu cea mai mare problemă, dar nu-i singura. Sunt și altele pe măsură de grave. În primul rând, în locul adevăratului Dumnezeu, în adventism a apărut treptat un Dumnezeu idol. Un Baal. Iar oamenii nu știu, la fel ca și pe vremuri, când Ilie a chemat la închinare adevărată, au căscat gura și li s-a părut că este pur și simplu o... Ce vrea să zică omul ăsta în direcția aceasta? Doctrina Trinității distruge imaginea corectă a Dumnezeului Scripturii. Pur și simplu când zicem Dumnezeu, e un cuvânt Dumnezeu, nu? Când îl scriem, îl putem scrie cu D mare sau cu D mic? Și nu contează cu ce literă îl scriem, nu? Contează dacă dincolo de ceea ce zicem, este dacă ne gândim în mod foarte corect la adevăratul Dumnezeu. Exact cum cineva ar vorbi, îl știu pe Sorin Nicolae, un tip la vreo 2 metri, foarte solid, la 120 de kilograme, lent, așa, foarte moliu, așa. Îi plac mașinile de viteză, știți că nu-mi plac deloc, nu? Îi plac construcțiile, zonele închise, știți că îmi place aerul și natura, știți că sunt mic și slăbuț, are ochii albaștri, am ochii căprui, e cârn, știți că nu sunt cârn, și așa mai departe. Și acela vorbește despre Sorin Nicola, le povestește și altora, le spune despre Sorin Nicola, îl știu. Știți ce se va întâmpla când o să ne întâlnim undeva într-o mulțime? Sigur o să trec pe lângă respectivul, el va trece pe lângă mine și nici nu va ști că n-are cum să mă cunoască. Sigur, se uită după un tip de 2 metri, eu sunt micuț, sunt slab, n-am 120 de kg, am pe jumătate. Și așa mai departe, nimic nu corespunde. Măcar că îmi folosește numele, măcar că spune că are păreri bune despre mine și le vorbește și altora despre mine, nu-i face decât și pe ceilalți să gândească foarte greșit despre mine, pentru că în spate la Sorin Nicolae o altă identitate. La fel este cu Dumnezeu, zicem Dumnezeu, dar e important, fiecare știți ce se gândește, că chiar se roagă la adevăratul Dumnezeu. Dar asta nu e obligatoriu. Au fost generații întregi care s-au închinat unui Dumnezeu fals la idol și trăim un timp de mare idolatrie. Important este ce se ascunde după această denumire.
Dumnezeu? E Dumnezeu adevărat? E Dumnezeul Scripturii singurul Dumnezeu adevărat? Sau este o invenție omenească, o fantasmagorie, o creație umană? A minții umane degenerate venită din păgânismul întunecat, venită din Babilon și din Egipt. Pentru că acolo sunt originile. Toți pionierii adventiști, dacă nu-i mai cunoaștem, n-am stat de vorbă cu ei, nici măcar nu li s-au multiplicat scrierile valoroase de pe timpuri. Au luptat împotriva acestei concepții, Trinitatea. Înțelegeți? Strămoșii noștri, ea care aveau un alt simț despre adventism și care doreau să vină Domnul și doreau să înlăture toate tradițiile și toate doctrinele păgâne și să fie un popor care să se pregătească, au luptat pe viață și pe moarte, au luptat prin predicare și prin scris împotriva acestei doctrine numită Trinitatea, care astăzi este punct de credință. E primul punct care ți-l spune, crezi sau nu crezi. Au luptat și au numit-o o monstruozitate. Înțelegeți? Citat. O monstruozitate. Doctrină catolică, de origine catolică, prima și cea mai mare, nu schimbarea sabatului. Schimbarea sabatului s-a alăturat când au schimbat legea, în primul rând au schimbat ideea de Dumnezeu, ideea de idolatrie au schimbat. Maleahii 4:5, citim, este profeție pentru timpul nostru, adevăr prezent. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Este vorba de prima venire, că n-a fost zi mare și înfricoșată, s-a născut într-o iezle Iisus atunci, nici n-au știut și n-au avut treabă oamenii. Dar este o altă zi mare și înfricoșată, care toată lumea tremură și se ascunde, nu? Este ziua revenirii Lui. Înainte de a veni Iisus, e nevoie, spune Dumnezeu, să fie trimis Ilie. Când a venit Ilie și în ce context? De ce a trebuit să vină Ilie? De ce a fost trimis, ridicat Ilie? Ce problemă aveau oamenii atunci? Aveau multe probleme, dar una era specială. Hai să citim. 1 Regi 18:21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să schiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Poporul era buimăcit, poporul era confuz. Ce vrea? Știți ce înseamnă Baal? Acum pentru noi e simplu. Știți, noi ne gândim, Dumnezeu, cu D mare, e adevăratul Dumnezeu. Baal, din 4 litere, nu și e cuvânt diferit, ăla este zeu fals. Dar nu e atât de simplu. La noi nu e atât de simplu. La noi se zice Dumnezeu și Baal după Dumnezeu, că știți la ce ne gândim. Nu ne gândim la adevăratul Dumnezeu. Când zicem Doamne, ne gândim la o trinitate, ceva ce nici nu înțelegem, o persoană în 3-3-1-1. Nu? Ei când se închinau la Baal, Baal era Domnul. În traducere, Baal înseamnă Domnul. Iar dacă am zice versetul de sub forma, până când vreți să schiopătați de amândouă picioarele, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Domnul este Domnul, mergeți după Domnul. Mai sună tot la fel. E aproape identică formulare. Baal însemna Domnul la ei. Înțelegeți? Dar e un alt domn. Era de fapt un idol. Ei se închinau unui idol. Dar Domnul îi ziceau, asta însemna Baal. Pentru noi Baal deja îl legăm ca și cuvânt. În cazul lor este Domnul. În cazul nostru noi zicem Dumnezeu. Zicem Domnul Iisus, dar ne gândim la altceva. Când am pus genunchii jos sau când ne-am raportat la El, ne gândim la cu totul altceva decât ce scrie în Biblie că Eu sunt. Ce scrie în Biblie, nu? Despre El. Ioan 17:3. Frații mei, acest ceea ce voi citi, nu-s toate versetele. Vă dați seama că Biblia este plină de texte care să vorbească despre cine este Dumnezeu, identitatea, personalitatea Lui, felul Lui, caracterul Lui. Biblia descrie cel mai mult pe Dumnezeu, nu? Și sunt versete care, numai dacă ești răuvoitor, unul care nu vrei să crezi și vrei să te împotrivești, le răstălmăcești. De ce? Pentru că au valoare de definiție.
Adică și-a propus Dumnezeu în fel și chip, dar unele părți a vrut să o spună atât de clar. Când a găsit oamenii inspirați, potriviți, le-a spus pe șleau. Prin Iisus ne spune în mod direct, chiar prin Fiul Său, pentru că a vorbit cel mai clar despre Tatăl Său. Și toată Biblia este plină, toată Evanghelie, Tatăl meu, Tatăl meu, Tatăl meu. Nu? Și viața veșnică este aceasta, spunea Iisus, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cine este singurul Dumnezeu adevărat? Pentru că nu vorbea despre El în cazul ăsta. El este și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. E clar că Iisus Mântuitorul este o persoană separată care trebuie să o cunoaștem pentru că prin intermediul Său venim la Tatăl și cunoaștem pe Dumnezeu. Dar singurul Dumnezeu adevărat de care vorbește textul acesta nu este Iisus. Singurul Dumnezeu adevărat este o persoană distinctă din univers pe care El o numește Tatăl meu. Este Dumnezeu Universului, sursa Universului. Biblia vorbește foarte clar în termeni extraordinar de clar, chiar dacă este în limbajul nostru limitat și chiar dacă folosește în alte contexte cuvântul de Dumnezei, idol sau altceva. Nu, dar vorbește de multe, multe ori singurul Dumnezeu adevărat. Singurul, să știți, nu înseamnă doi sau trei. Înseamnă unul. Un singur Dumnezeu adevărat. Da? Singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul Scripturii de care vorbește de întreaga Biblie. 1 Timotei 2,5 și Pavel spune că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii, omul Iisus Hristos. Observați foarte clară distinția, nu? Efeseni 4,6 este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care e mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Mai presus de toți și Tatăl al tuturor. Este sigur, singurul fiu născut este Iisus din altă perspectivă și noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu? Că El ne-a creat, cumva El este Tatăl nostru, numim și noi, așa am fost învățați Tatăl nostru, deși suntem prin adopție copiii lui Dumnezeu, nu? Singurul fiu născut este Iisus, dar El este Tatăl tuturor, mai presus de toți, inclusiv mai presus de Iisus, să știți, este. În ceea ce privește natura, e la fel pentru că e aceeași natură, în ceea ce privește poziția, vârsta, prerogativele care le-a avut și le-a dat mai departe, El este unic. Este de neasemănat, e o persoană unică, o personalitate care nu are asemănare decât în caracter în Hristos. Asemănare în caracter, în ceea ce privește poziția, El este stăpânul Universului. Primește închinare de la toți, inclusiv de la Iisus. Iisus, măcar că este născut din Tatăl, citim 1 Corinteni 15 cu 27, Dumnezeu într-adevăr a pus totul sub picioarele lui Iisus. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că în afară de Cel ce i-a supus toate lucrurile, sigur îi pune totul, domnii, stăpâniri, dar se înțelege că nu pe El însuși. Pentru că El Cel care îi supune toate lucrurile. Și când toate lucrurile vor fi supuse Domnului Iisus, atunci chiar Fiul se va supune Celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și aici clar că zice de Dumnezeu, face referire nu la Iisus, ci la altcineva. Asta e Dumnezeul Scripturii, care trebuie să-L cunoaștem, cine este, ce caracter este, ce poziție are și ce a făcut. El este Cel care a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul Său Fiu. Înțelegeți? La El vorbește Scriptura. Despre El vorbește Iisus în Ioan 3,16. 1 Corinteni 8,5. Și chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, în limbajul nostru folosim cuvântul deseori și pentru alte noțiuni, fie în cer, fie pe pământ. Pe pământ vorbim de cine Dumnezei? Păi vorbim de noi oamenii, că ne-am făcut Dumnezei. Vorbim de Dumnezeu acestui veac. Dar în cer care sunt Dumnezei? Pe uneori se face referire ca fiind Dumnezei până și îngerii, da? Adunarea Dumnezeilor. Se face în mod special referire la Iisus, Dumnezeule, Dumnezeul tău. Te-a uns. Nu? Și El este Dumnezeu, adică este divin. Față de orice altă ființă, Iisus, acest termen l-are în plenitudine, e divin. Și totuși termenul Dumnezeu se aplică în sensul cel mai înalt unei singure ființe din univers. Chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer și pe pământ, cum sunt și într-adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi, credincioși, adevărați, nu este decât un singur Dumnezeu. Două puncte, Tatăl.
de la care vin toate lucrurile, și când zicem Domn, e un singur Domn, Iisus Hristos, prin care. Diferența între Tatăl și Fiul marcantă este că Tatăl i-a dat toate lucrurile Fiului, niciodată Tatăl n-a primit ceva întâi de la cineva. Înțelegeți? El este origine, el este sursă, de la care pornesc toate lucrurile. Iisus are totul, într-adevăr, de la Tatăl, dar le are de la Tatăl. Și ar trebui să fie clare lucrurile acestea, pentru că așa sunt explicate în Scriptură. Eu nu-L văd, nu L-am pipăit. Ce știu despre El este ceea ce îmi spune El. E singura formă să-L cunosc, să accept adevărul pe care El îl spune despre sine. Altfel, încep să fabulez, să speculez, să-mi creez un idol din idei. Înțelegeți? Să mă închin un cuiva care nu există, fabricat de mintea mea, nu-i mai bun și nu-i mai înalt decât mine, indiferent ce-a spune, și care nu există și nu mă ajută. Care-i problema? Problema este că Apocalipsa 14 cu 6 la 10 este ultima solie încredințată cui? Grupului adventist. S-o dea cui? Întregii lumi, pentru că lumea va fi testată în privința aceasta. Hai să o citim întreita solie îngerească și să ne gândim, oare dăm întreita solie îngerească? Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Și vom discuta și despre această evanghelie veșnică. Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Fiecare om de pe planetă are nevoie de evanghelia aceasta, pentru că oamenii vor fi testați exact în punctele acestea. Diavolul gata, se pregătește, a strâns armata și pregătește ultimele piese. Poporul lui Dumnezeu trebuie să dea o solie clară. Care-i solia? El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei, curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Acum vă întreb, adventismul care predică o trinitate, un alt Dumnezeu, care nu e în Scriptură, e un Dumnezeu împrumutat de la Babilonie, poate să... Bine, pe la cine să ne închinăm? Celui ce a făcut, dar cine a făcut? Nu știm, o trinitate a făcut. Cine a făcut? Nu. Spunea căzut Babilonul, dar cum să spunem a căzut Babilonul când ei îi preiau Dumnezeii Babilonului, nu? Nu, și eu de fapt predic Dumnezeii Babilonului, nu? Și vedem că singurele personaje aici, închinați-vă lui Dumnezeu, începe solia îngerilor al treilea, cheamă la închinarea la Dumnezeu, că dacă nu vor fi chinuiți în foc și în pucioasă, înaintea care, câte personaje sunt? Este închinarea la Dumnezeu, trebuie, și nu la fiară, că dacă nu vor fi chinuiți în foc și pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Deci este Dumnezeu, este mielul și sunt sfinții îngeri, nu? Unde e trinitate, vi se pare? În toată solia asta că trebuie predicat o trinitate. Trebuie predicat un singur Dumnezeu la care se cheamă la închinare, nu? Iar dacă nu vor fi chinuiți în fața mielului care a murit, a fost sacrificat pentru ei, este mielul distinct de singurul Dumnezeu adevărat și sfinții îngeri. Să nu mai vorbim că nu există aici în toate astea nicio închinare la Duhul, Duhule, vino. Vom vorbi imediat mai încolo, nu? De toate aceste invenții care sunt de sorginte păgână și care au ajuns să fie puse la loc înalt, să fie predicate și să devină punct de test. Dacă nu-l crezi, numai că trebuie să-l crezi, ești dat afară din biserica care propovăduiește că este biserica care încheie lucrarea lui Dumnezeu și dă afară pe cei care pur și simplu vor să se închine Dumnezeului adevărat în conform cu ceea ce scrie Scriptura, în conformitate cu ceea ce scrie Scriptura. Deci e clar că solia îngerilor al treilea, întreita solie îngerească, care cheamă la închinarea la adevăratul Dumnezeu și nu la fiară, care cheamă la ieșirea din Babilon, la căderea Babilonului, denunță, nu o poate da grupul adventist. În situația actuală nu o dă grupul adventist, îi dau altceva. Ei transmit ceva confuz. O falsă evanghelie, un fals Dumnezeu, un fals Hristos, un alt Duh.
1 Ioan 2:22, cine e mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Prin asta se spune cine ești, Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Vă aduceți aminte? Aceasta a fost baza credinței lui Petru, care a spus, pe această piatră voi fundamenta biserica, nu? Ce zic, cine zic oamenii că sunt eu, nu? Și el a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, nu? Și a spus, ferice de tine, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, că sunt Fiul lui Dumnezeu, ci Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta a fost sub jurământ ceea ce Iisus a spus final lui Caiafa când l-a întrebat, nu ne mai ține în cordare, spune, ești Fiul lui Dumnezeu sau nu ești? Sub jurământ. Da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Demonii l-au recunoscut, te știm cine ești, ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta a fost lupta atunci, a fost foarte clar, asta a fost exact credința adevărată împotriva căreia și demonii s-au luptat, nu? Noi suntem singurii care nu recunoaștem, nu? Și spune că suntem poporul care aducem lumina. El este Fiul lui Dumnezeu. Nu e denumire poetică, este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie. De când din Tatăl s-a născut, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus și-a dat singurul fiu. Dumnezeu și-a dat pe singurul său fiu la moarte pentru noi. Cine e mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus e Hristosul? Acela este antihristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, dacă spui că nu este un fiu realmente, tăgăduiești că nu este niciun tată realmente. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. 1 Ioan 1:3, deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și voi. Asta este predicarea apostolilor, să știți. Asta au predicat ei cu putere. Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Suntem chemați la părtășie cu două ființe, cu Tatăl și cu Fiul Său, nu? Fiul care stă la dreapta Tatălui. Suntem chemați să avem părtășie nu cu o trinitate, suntem chemați să avem părtășie nu cu a treia persoană a Dumnezeirii, suntem chemați să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul. În locul adevăratului Iisus, adventismul prezintă oficial un alt Iisus, un fals Hristos. Știți că Evanghelia, centrul Evangheliei este El. Așa scrie în Romani 1:1-3, când începe să descrie Evanghelia Apostolul Pavel, uitați în ce cuvinte. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chema să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi Sfintele Scripturi. Ea, Evanghelia, privește pe Fiul Său. Din două aspecte îl privește pe Fiul Său. Aia e Evanghelia. Născut din sămânța lui David în ceea ce privește trupul. Deci trupul pe care l-a luat este trupul seminței lui David. David spunea că a avut un trup de care? Nu sfânt, un trup slab și păcătos, nu? A luat din sămânța lui David în ce privește trupul pe care l-a avut. Evanghelia adevărată ne descoperă că Iisus a luat un trup de carne ca trupul meu, nu trupul lui Adam înainte de cădere, ci din sămânța lui David, iar știu că sămânța lui David în continuare a fost oameni care au avut trupuri slabe, degenerate, după mii de ani de degenerare. Asta spune Evanghelia, dar în ceea ce privește Duhul Sfințeniei, dovedi cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru. Acesta e Iisus Hristos Domnul nostru. În ce privește trupul, când mă gândesc la el, ce trup a luat, mă gândesc foarte clar că exact ca trupul meu slab. În ce privește partea cealaltă, cine a fost el, era Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost pus acolo, în pântecele Mariei și s-a născut. Adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, nu a luat numele de Fiu al lui Dumnezeu după aceea, a fost Fiul lui Dumnezeu dintotdeauna și a luat. Dacă adventismul spune în mare măsură și grupări independente, multe cred la fel, că Iisus când a venit pe pământul acesta a luat un alt trup. Este dogma catolică, nu putea să ia un trup atât de slab, că altfel ar fi fost contaminat de păcat, ca și când faptul că ai un trup slab, asta înseamnă neapărat să fii păcătos. Nu, avea un trup slab, susceptibil, ca să fie atât de ispitit și atât de slab, nu înseamnă că a admis păcatul. Iisus nu a făcut păcat, dar a luat trupul acesta plin de slăbiciu, pentru că asta a însemnat că a venit la noi, altfel n-ar fi venit la noi unde eram.
Și în același timp era Fiul lui Dumnezeu. Adventismul nu recunoaște pe Iisus nici că este Fiul lui Dumnezeu și nici că a luat trupul acela slab. Atunci ce Iisus predică? În ce Iisus credem? Când zicem Iisus, ce se ascunde după cele patru litere Iisus oare? Nu o concepție păgână, un alt Hristos, un fals Mesia? Ba da, este de fapt Tamuz Iisus, să știți. Tamuz, care era Nimrod, ați citit în Biblie despre Nimrod, a fost primul care s-a opus lui Dumnezeu în mod la dimensiune mare, întemeind o națiune, un stat, el a fost primul rege pe pământul nostru și a fost întemeitorul Babilonului, Babelul. Nimrod a fost zeificat după ce a murit, soția sa, Semiramida, a spus de fapt că el este zeul, nu a murit, este de fapt o zeitate. S-a născut copilul Tamuz, care de fapt a spus că este întruparea lui Nimrod, zeul. Deci exact ideea de Trinitate este că Hristos de fapt a fost o parte din, era de fapt Dumnezeul acela trinitarian, o parte din Dumnezeul trinitarian a venit aici pe pământ. Exact asta e concepția Babilonului. Asta este Iisusul care se predică de la anvoane astăzi și cu astfel de solie, nici de cum nu se va încheia istoria acestei lumi și Dumnezeu nu va putea să-și aleagă un popor, să-și pregătească un popor pentru care să se închine lui. În locul adevăratului spirit al lui Dumnezeu, care nu este altceva decât însuși Dumnezeu și însăși prezența lui personală și prezența Fiului Său, a apărut o a treia persoană, altcineva, o altă persoană coegală, coeternă cu Dumnezeu, căruia în ultimul timp te poți, pentru că dacă este o persoană coegală și coeternă cu Tatăl și cu Fiul, te poți ruga ei, te poți închina ei, îl poți lăuda pe el și este normal să fie așa dacă ar fi realitatea că există așa ceva. Problema este că nu există așa ceva, pentru că Spiritul lui Dumnezeu nu este decât el însuși, nu altcineva. După cum spiritul omului nu este altcineva decât partea intimă a omului, așa cum vorbește Pavel, tot la fel, spiritul lui Dumnezeu nu este decât o parte din Dumnezeu, e prezența lui personală, prin care el este prezent în același timp în tot universul, nu altcineva, el este. Când citesc despre spiritul lui Dumnezeu, mă gândesc chiar la el. Mă gândesc la Tatăl și mă gândesc la Fiul, că este forma în care vin eu și Tatăl vom veni la ei, scrie, și vom locui împreună cu ei, nu altcineva. În descrierea Apocalipsei, ultima carte, nu găsim decât două personaje. Tatăl și cu mielul. Tatăl și cu mielul. Cel care stă pe tron și cu mielul. Atâta tot. A doua Corinteni 3:17, cred că este cel mai relevant verset, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Vă aduceți aminte cine a spus în mod direct că dacă ne face liberi, vom fi cu adevărat liberi? Domnul Iisus a spus că dacă vă fac liberi, veți fi cu adevărat liberi. Unde e Duhul Domnului, acolo este libertatea. Domnul este Duhul. Pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu, două puncte, Tatăl. Am terminat ideea cine este singurul Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Domnul este Duhul. Pavel folosea foarte clar limbajul. Când vorbea de singurul Dumnezeu, se referea categoric la Tatăl, iar când vorbea de Domnul, vorbea în mare măsură de Domnul Iisus Hristos. Deci, dacă versetul acesta îl înțelege, Iisus Hristos este Duhul, pentru că Domnul este El, conform cu 1 Corinteni 9:6, pentru noi nu este decât un singur Domn, Iisus Hristos. Dacă spunem Iisus Hristos este Duhul, e simplu pentru dumneavoastră să înțelegeți. Iisus Hristos este Duhul. E simplu pentru dumneavoastră să înțelegeți, că exact asta scrie aici. Domnul este Duhul. Și acolo unde este Iisus Hristos, acolo este libertate, da? Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Vă aduceți aminte cine a spus că voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor? Eu a spus, voi fi cu voi, dar nu cu
nu mă veți vedea în trupul ăsta. Că n-aș putea să fiu cu voi până la sfârșit, nici cu toți peste tot în același timp. Voi fi făcut un duh dătător de viață, voi veni într-o altă formă. Voi fi proslăvit și voi veni la voi. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți. De ce îl cunoștea? Pentru că era el însuși, nu? Voi mă știți bine. Și atunci când nu voi veni cu corp, tot eu, dar mă veți înțelege. Pentru că sunt tot eu, exact aceeași persoană când vine, chiar dacă îți vorbește la telefon, știți, și nu-i vezi trupul, nu? Știți, îi recunoașteți foarte bine glasul. Îi știți preferințele, îi știți dorințele, îi știți felul de a fi, nu? Și știți foarte clar ce este. Aveți vreun dubiu când glasul foarte comun, nu, al cuiva din familie vă sună și spui, nu cred, trebuie să-ți văd trupul. Nu, trebuie să te văd, să te prezinți aici, să te văd în carne și oase. Nici o problemă, pentru că imediat i-ați recunoscut vocea și știți și ce vorbește, e felul lui, nu? Lumea nu mă cunoaște și cu atât mai mult nu mă va cunoaște atunci când o să fiu, nu o să vin sub forma unui duh dătător de viață. 1 Corinteni 15:45, de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, care este Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Cine a fost făcut? Iisus a fost făcut un duh dătător de viață, nu? Și cine vine sub forma acestui duh dătător de viață? La cine ne gândim, conform cu ceea ce scrie? El însuși, nu altcineva. Iisus a fost făcut duh dătător de viață pentru ca mântuirea, neprihănirea pe care viața aia fără păcat să fie accesibilă la fiecare om în toate timpurile și peste tot. Înțelegeți? Doar în felul acesta mântuirea este eficace și poate să fie practică. Altfel nu-i practică. Ce a făcut Iisus n-ar ajunge, n-ar servi la nimeni. Așa este practică. Transmite adventismul în trăita solie îngerească? Nu. Nici de cum. Transmite confuzie babiloniană mai departe. De ce? Pentru că au sorbit din vinul Babilonului și la capitolul acesta. Zic și la capitolul acesta pentru că sunt multe capitole la care am înghițit din plin din vinul Babilonului care produce beție și confuzie. În locul Evangheliei adevărate, adventismul prezintă o Evanghelie distorsionată, o altă Evanghelie, toate elementele fiind denaturate. Evanghelia adevărată are câteva elemente cheie. Adevăratul Dumnezeu. Adventismul transmite un alt Dumnezeu. Iisus Hristos e centrul Evangheliei, nu? Iisus care a murit, care a înviat, care stă la dreapta lui Dumnezeu, care se întoarce sub forma unui duh dătător de viață, neprihănirea lui, El este. Nu, pentru mine contează foarte mult că au luat un trup ca și trupul meu, altfel Evanghelia este neproprie, pentru că noi suntem aici. Înțelegeți? Dom'le, de ce a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile? Un alt Iisus se prezintă. Un alt duh. E altcineva care vine în locul lui Iisus. Nu este Iisus. Neprihănirea, ce este și cum poate să fie obținută, este cu totul altfel prezentată. Înțelegeți? Neprihănirea este ceva ce noi facem. Înțelegeți? Ceva ce noi obținem prin lupta noastră, prin munca noastră de a păzi legea și a face fapte bune. Asta e neprihănirea în adventism. Înțelegeți? Noi păzim, domnule, de aceea. Noi păzim, noi facem. Se zice foarte direct că oamenii își expun exact realitatea, cuvintele îi dau de gol. Legea, știți ce este legea? Legea este ceva, noi avem legea, nu? Suntem mântuiți prin lege. Că noi o păzim. Dar de fapt legea a avut o altă funcție, un alt rol și nu legea ne mântuiește sub nicio formă. Legea e pusă în altă parte, i s-a schimbat rolul legii. Ea a fost dată ca un îndrumător spre, ne-a servit ca un îndrumător spre Hristos. Legea e bună dacă cineva o întrebuințează bine, spunea apostolul Pavel. Iar despre evrei spune, n-au ajuns niciodată la legea aceasta. Știți, este un paradox să vorbești despre ceva mult, 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 mult de tot până te usuci de vorbit și de fapt să nu știi despre lucrul acela și să n-ajungi niciodată la lucrul acela. Evrei n-au ajuns niciodată la împlinirea legii. De ce? Pentru că au făcut-o pe o cale greșite, n-au ajuns la neprihănire și nici la legea lui Dumnezeu. Ce n-au înțeles despre lege? Și ce nu înțelegem? Ce nu se spune în adventism? Știți ce prima dată ar trebui să ne ia imediat? Când vii din lume cu aerele din lume și asta, primul lucru să spună, legea lui Dumnezeu este o copie a caracterului său. Știi cât de mare e Dumnezeu? Știi că Dumnezeu verifică până și un motiv și un gând și structura intimă a gândurilor, nu?
că legea nu trebuie să ucizi cu azi, trebuie doar o privire, trebuie doar un gând să-ți zboare și înseamnă călcarea ei, și că de fapt legea înseamnă și insinuări și tot felul de lucruri, că e atât de largă, poruncile tale sunt fără margini. Ca Dumnezeu atât de mare este legea, ar trebui să te înfiori, să zici, Doamne, cine poate să țină așa ceva? Eu, păcătos, căzut. Al doilea lucru care ar trebui să ți-l spune, știi în ce stare suntem noi cu toții. Avem o natură slabă și decăzută, suntem robii păcatului. Suntem atât de slabi, de nu suntem în stare să ținem nu toate poruncile, măcar una. Măcar o zi să o ținem, una dintre porunci, dar să o ții perfect, nu suntem în stare. Ar trebui să staie tot elanul prostesc și nebunesc de a încerca să faci tu ceva în direcția aceasta. Pentru că asta înseamnă să te stimuleze, știi, să vezi un nenorocit care nu e în stare să păzească o poruncă. Pentru că asta e condiția lui nenorocită, așa spune, că nu suntem buni, nu e niciunul neprihănit, niciunul nu caută cu adevărat să facă binele, nu e niciunul măcar. Nu, ci știi ce spune? Hai băiete! Haide, nu te-ai muncit îndeajuns, dar dacă te sforțezi, mai avem încă puțin, dacă ne mai luptăm încă puțin, gata, neprihănirea noastră, mai avem câteva lucruri și suntem perfect biruitori. Asta nu duce decât la o hiperstimulare a eului și o rupere de realitate. Asta e condiția adventismului în ce privește legea, nu spune nici cât de mare este legea, nu spune nici de condiția nenorocită a omului, totala corupție și neputincioșie. Nu, ci te învață, haide! Hai să păzim. Și la urmă oamenii zic, păzim, cum nu ținem noi sabatul, nu ținem. Eu nu cred că se ține niciun sabat, să știți, nici măcar sabatul. Nu ținem. Pentru că se pierde neprihănirea prin credință, când evreii au pierdut neprihănirea prin credință, au pierdut sabatul. Se ține sâmbăta de oameni firești, după chip firesc, așa cum țineau evreii de pe vremuri, sabatul. Dar nu era sabatul, să știți. Iisus a păzit sabatul cu adevărat, pentru că Iisus a fost neprihănit, da? Și a fost în odihnă perfectă cu Tatăl prin credință, dar evreii n-aveau credință. Și au căutat întotdeauna prin ei înșiși, prin fapte. Și asta este dilema adventismului, confuzia adventismului. Vechiul legământ se predică, să știți. Vechiul legământ, oamenii sunt închiși în vechiul legământ, iar noul legământ prin care oamenii sunt salvați nu este cunoscut. Dumnezeu a încercat, să știți. A fost atât de bun cu grupul nostru adventist. A fost atât de bun încât ne-a trimis, după ce începusem să rătăcim cărarea în... Vorbesc de persoana străbunilor noștri și suntem acolo, ne regăsim, suntem în ei. În 1880 ne întorceam spre Egipt. Mergeam pe o cale de continuă apostazie. Dumnezeu a fost bun și în 1888 a ridicat doi oameni, doi tineri, cu niște adevăruri glorioase care să corecteze toate greșelile, să ne vorbească cu o putere extraordinară despre ce înseamnă Evanghelia adevărată. Adevărul care începeam să-l pierdem pentru că pastorii predicau euul în loc să predice pe Hristos și au venit adevărul astea puternice. Adevărul, ce credeți că se știu astăzi? Nu se știu. Sunt și blamate. Nici măcar nu se știu. Majoritatea și din dumneavoastră n-a citit toate cărțile. Unii aveți chiar dubii despre lumina aceasta pentru că mintea e confuză și încercăm să ne-am îndopat de vinul Babilonului și încercăm să înțelegem adevărul lui Dumnezeu. Domnul a ridicat, sunt afirmații solemne, Domnul a ridicat pe frații Alonzo John și Elliot Wagener să proclame o solie care să pregătească un popor care să reziste în ziua cea mare a lui Dumnezeu. Nu aveam nicio îndoială că Domnul a fost cu fratele Wagener în timp ce vorbea ieri. Întrebarea dumneavoastră este, a trimis Dumnezeu adevărul, a ridicat Dumnezeu pe acești bărbați să proclame adevărul? Eu răspund, scria Ellen White, da. Și acum atenție la această afirmație, e foarte serioasă. Dumnezeu a trimis pe acești bărbați să ne aducă adevărul pe care nu l-am fi avut dacă Dumnezeu nu trimitea pe cineva cu el. Știți că spunem, da, dar avem pe Ellen White, știți, este... Piteala asta, jocul de a ne învârti după un stâlp, să nu fim prinși. Ellen White spune că n-am fi avut adevărul. Ce a spus ea a fost adevăr. Ce a spus ea a făcut parte din solile lui Dumnezeu pentru pregătirea acestui popor. Dar ce au adus ei, au adus cu totul deosebit ce au adus. Este ceva care nu am fi avut dacă nu... Așa că e ceva atât de special încât dacă nu citești și nu sorbi și nu înțelegi, nu-l ai. Indiferent ce ai citit altceva. Este Evanghelia într-o formă atât de pură și de clară, cum n-a reușit Dumnezeu pe alții să o... Dumnezeu avea nevoie de niște unelte pentru ca să poată să spună mai clar lucrurilor pe nume. I-a găsit pe acești doi tineri care au studiat în lumina crucii
tot ce este scris în Biblie, care au văzut neprihănire pe fiecare pagină, care au văzut pe Hristos, de peste tot vestea bună răsare, au avut o viziune asupra Bibliei cu totul deosebită. Asta era solia pe care a fost, care a energizat-o pe el, nu? Și a spus că fiecare fibra inimii mele a spus amin când am auzit lucrurile acestea. O solie care astăzi nu se știe, cărțile au fost înmormântate, au fost cenzurate, au fost blamate, au fost denunțate drept o travă, rătăcire periculoasă și ca atare nu le mai citește nimeni. Prin harul lui Dumnezeu au fost retraduse pe aici și acolo, dar împrăștiate în câteva exemplare, au rămas chiar prin, deși au fost puține, au stat mult și bine până să fie citite și cam asta este starea. Și astăzi aud, nu printre alții, prin bisericile adventiste, e clar că sunt numai afirmații legaliste, formaliste, papale. Nu e o predică, dar n-ar fi un program pe care să nu-l auzi, vechiul legământ imprimat în limbaj. Dar și între noi, după ani de zile în care se tot încearcă, îmi dau seama că mulți aceeași idee a vechiului legământ. Nu avem, mintea noastră n-a fost purificată prin studierea acestor adevăruri, pentru că nu le-am prețuit, să știți. Vă recomand în toată inima și nu eu, măcar credeți ce spunea această femeie inspirată. Cercetați-le cu atenție. Reluați Soria Andrew al III-lea 1893-1895. Sunt adevăruri mărețe. Reluați celelalte studii valoroase care sunt acolo, imagine despre tot ce vreți cristocentrică, inclusiv despre biserică, despre lucrare, despre mântuire, este totul se învârte în jurul lui Hristos și este vești bune. Eul e aruncat în pulbere, Hristos este înălțat, dar peste tot este mesajul plin de putere. Religia care mărturisește neprihănirea prin credință a fost denunțată ca aducând la entuziasm și fanatism, a fost disprețuită, vorbită de rău, ridiculizată și lepădată. Dar el este principiul activ al dragostei împărtășită de Duhul Sfânt. Prejudecățile și opiniile care au predominat la Minneapolis n-au dispărut nici de cum. Semințele semănate acolo sunt gata să răsară la viață și să dea o recoltă bogată. Vârfurile au fost tăiate, dar rădăcinile nu au fost niciodată smulse. Iar ele continuă să otrăvească judecata, să pervertească percepția, să orbească înțelegerea celor care vin în contact cu solia și cu solii. Asta s-a întâmplat. După aceea, această solie ridiculizată, vorbită de rău, bajocorită și deturnată, ce credeți că asta era solia care urma să vindece de apostazia care era? Oamenii se întorceau către în Egipt. Solia care putea să vindece a fost vorbită de rău și denunțată. Bajocorită și solii au fost până au fost aruncați dincolo de bord. Viața le-a fost făcută amară. No, ce se întâmplă cu un popor care respinge lumina? A intrat într-un tunel. După ce respinge, judecata stă în faptul că odată venită lumina, ei mergeau către apostazie grupul. Dar în momentul când a respins și lumina salvatoare, vă dați seama că s-au dus cu o viteză de rapid, de expres. În apostazie. Și asta s-a extins în toate domeniile. În locul adevăratei experiențe cu Dumnezeu, a vieții prin credință, oamenii sunt conduși către o experiență religioasă falsă. Deci în adventism, vă spun, nu poți să găsești oameni pe care să-i copiezi, în sensul că poți să te îndrume prin viața lor la adevărata. Nu există adevărată comuniune cu Dumnezeu. Nici nu ai cum să ai cu ce Dumnezeu, la ce Dumnezeu te gândești. Este o religie a eului. O religie super legalistă, o religie care naștere foarte multă mândrie și încredere în sine. O religie care a dus la mântuirea prin biserică, prin apartenența la biserică, pentru că biserica a fost ridicată mai presus de Hristos. Deci biserica e totul, nu Hristos este totul. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să aparții bisericii. Iar lucrul acesta a deturnat toată imaginea Evangheliei, tot planul lui Dumnezeu. Poporul, în loc să-L prezinte pe Hristos, a ridicat El în locul lui Hristos. Au devenit centru ei. În sine ei au devenit ceva, iar noi nu suntem nimic. Noi suntem decât ce? Un glas, o voce, atâta tot. Nu suntem măcar cineva. Cine ești tu? I-a întrebat pe Ioan, eu sunt decât o voce.
o gură prin care să transmite, nu sunt cineva, El este. Privit la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Aceeași eroare a vechiului Israel. Istoria se repetă ad literam în toate aspectele. Așa vorbește Domnul Ieremia 13:9. Așa voi nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. Și cred că stigmatul adventist este mândria. Vanitatea e atât de mare încât a ajuns la ceruri. Împreună cu a Babilonului, umple cupa Babilonului, care pe cât s-a slăvit pe sine însăși, pe atât a dat chin și tânguire, pe cât a stat într-o siguranță falsă și a zis, nu-ți văd, eu sunt singura biserică, oricine poate cădea, noi nu vom putea cădea, n-are alții mai buni, nu ne poate da la o parte. Pe cât a zis în siguranța asta falsă, astfel de declarații, dați-i chin și tânguire. E o falsă siguranță, nu se bazează pe Hristos, mă bazez pe El, El e singura mea speranță, singurul mijloc de îndreptățire, singura mea. Stau pe adevărul lui Hristos, cântăm cu multă putere, euforic, nu calc mai degrabă cu picioarele pe El. În plus, majoritatea solilor care au fost încredințate bisericii pentru ca să pregătească lumea, să salveze lumea, să ajute lumea din alte perspective ale evenimentelor timpului din urmă și ale atacurilor diabolice, meșteșugite pe care Dumnezeu le cunoștea dinainte, aceste solii n-au fost primite. Solia afară din orașe. Ani de zile am fost avertizate ca frații și surorile noastre, în special familiile cu copii, ar trebui să plănuiască să părăsească orașele pe măsură ce li se deschide calea. Mulți vor trebui să muncească stăruitor pentru a ajuta să se deschidă calea, adică să facă eforturi, sacrificii. De ce? Pentru că este important. Atâta timp cât Domnul îmi va da putere să vorbesc poporului nostru, voi continua să fac apel la părinți să părăsească orașele, să-și facă rost de case la țară unde pot cultiva pământul și învăța din cartea naturii lecții de curăție și simplitate. Sunt multe. Nu mă opresc aici. Doar un singur lucru spun, asta de 100 și ceva de ani se apelează. Vi se pare că nu, poporul ăsta deja și-a însușit această solie ca popor credincios sau ce a zis? Ce se zice astăzi dacă faci lucrul acesta? Ce zic oamenii care spun, noi suntem poporul, noi avem, la, suntem la lege și la mărturie. Nu, ce zic despre tine? Ești cel puțin exagerat. Cei mai, așa, mai de treabă, mai echilibrat, spune, vezi să nu exagerezi prea mult. Alții spun, asta este nebunie, extremism, fanatism. Dar ce este, de fapt, când tu zici extremism, fanatism, ce este? Lumina lui Dumnezeu. Și când numești lumina lui Dumnezeu întuneric, ce se numește asta? Păcat împotriva Duhului Sfânt. Când lumina o numim întuneric, așa se numește. Asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Nu este să spunem că Duhul Sfânt nu este a treia persoană. Este să negi lumina lui Dumnezeu care vine prin ce? Prin Spiritul inspirat. Aici ar trebui să vezi inspirație de la Dumnezeu, Duh Sfânt. Ar trebui să vezi în aceste cereri Duh Sfânt de la Dumnezeu care te-a avertizat în mult timp. A fost predicată membrilor foarte puternic. Chiar oamenilor din lume, că oamenii trebuia să fie avertizați că orașele urmează să fie distruse, că ajung să fie centre ale viciului, ale nelegiuirii, în același timp centre în care oamenii, sănătatea lor, spiritualitatea lor, din toate punctele de vedere, sunt distruși. A predicat adventismul așa ceva, sunt ei. Grupurile adventiste au predicat, dizidenții au predicat și ei ceva de genul acesta. Nu să fie centru, nu să facem centru, că avem o altă solie care este Hristos, neprihănirea noastră este centru, este restabilirea închinării la Dumnezeu. Nu, este centru, dar aceasta face parte din climatul care îi ajută pe oameni în această direcție. Apoi a fost solia reformei sanitare, vedea Dumnezeu lumea cât este de bolnavă. În același timp, planul său n-a fost niciodată să mănânce carne și să taie, să existe abatoare. A îngăduit Dumnezeu, a îngăduit că a fost târât de noi în această situație, nu, și a vrut să ne salveze, dar n-a fost niciodată dorința lui Dumnezeu să se întâmple ce s-a întâmplat. Și acum este timpul când vrea să întoarcă poporul său la ce? La planul inițial. Nu ne întoarcem la Eden. Vine vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Faptele Apostolilor, capitolul 3, în predica de la Rusalii. Până va întoarce toate vremurile la început. Ia uita ce scrie, 2-3 pasaje micuțe. Sunt cărți întregi, care citești, când citești despre el, spui și asta nu se face, și că în opoziție cu asta, nici asta nu avem. Avem impresia, știți cât de indignat sunt, avem impresia că putem să
neglijăm, să ignorăm, să disprețuim orice solia lui Dumnezeu, un tupeu fantastic, și să spunem suntem ceva, suntem poporul lui Dumnezeu. Sau credem că putem neglija solia lui Dumnezeu fără niciun impact asupra noastră. Nu te înșela. Nu te înșela că orice lucru care l-ai disprețuit te penalizează. Te costă. Dumnezeu nu ia împotrivitori în cer. Nu ia împotrivitori. Împotrivitorii ajung la Armagedon. Nu în cer. Reforme mari trebuie să se vadă în poporul nostru, care susține că așteaptă apariția în curând a Domnului Hristos. Reforma sanitară trebuie să facă în poporul nostru o lucrare care nu s-a făcut până acum. Carnea nu va fi folosită de poporul său. Citez mai multe, dieta și hrană 72, sfatul pentru sănătate 575. Niciodată, în nicio împrejurare, carnea animalului nu trebuie să fie mâncată de ființele omenești. Sigur, veți găsi o afirmație mai veche când Dumnezeu își lua poporul, care spunea să se mănânce carne curată sau să facă. Hei, sunteți în urmă cu lumina, lumina a avansat. Lumina a tot avansat, urma să pregătească un popor și asta e vechi. Carnea niciodată, nicio împrejurare, a ajuns să se spună așa. Nu, ar trebui să nu fim confuși, să încurcăm afirmațiile, să luăm de când erau copii adventiști. Înțelegeți? Că au crescut. Au crescut atunci. Dar până acum... Mi-a fost clar arătat că poporul lui Dumnezeu trebuie să ia o poziție hotărâtă împotriva consumării cărnii ca aliment. O poziție hotărâtă. Au luat vreodată? Nu și astăzi mănâncă. Ce dacă? Sunt bolnavi, mă sună de... Nu, cancer la fel ca ceilalți oameni, bol de stomac, bol de intestine, probleme hepatice de tot felul și toate celelalte care nu sunt decât roade ale neascultării de această lumină, ignorare. Ea spunea foarte clar, va veni vremea când toate produsele de origine animală vor trebui să fie eliminate. Vom fi obligați să facem lucrul acesta, că blestemul va zăcea asupra rasei animale, va contamina atât de mult și animalele. Dieta și hrană 398. Nimeni să nu fie consacrat ca învățător al oamenilor, dacă propria lui învățătură sau viață contrazice mărturia pe care Dumnezeu a dat-o servilor săi pentru a da cu privire la dietă, mărturia servilor săi pe care a dat-o cu privire la dietă, deoarece aceasta va pricini confuzie. Nepăsarea lui față de reforma sanitară îl va face să nu fie vrednic a fi trimis al Domnului. De s-a ajuns să spună, trebuie să fie un test pentru toți pastorii, sub nicio formă nu trimiteți vreunul în câmpul Evangheliei, să ține cont de lucrul acesta. Și pastorii au o poziție foarte clară, nu? Despre reforma sanitară, învățându-i pe fraților, nu e timpul să mai consumăm carne, din contră, trebuie să ne limităm, trebuie să ne cultivăm organică, uite, Dumnezeu ne-a învățat, nu, ca să putem să scăpăm de primejile timpului din urmă și alte lucruri. Se vorbește așa ceva? Nu. E oraș o primejdie? Nu. Reforma sanitară e un punct valoros pe care Dumnezeu ni l-a dat și lumină nouă. E ceva facultativ, vrei sau nu vrei, faci sau nu faci, e problema ta. Asta este, sigur, misiunea și solia pe care o avem. Apoi, solia îngerului al treilea, care restabilește închinarea la adevăratul Dumnezeu, avea un braț, brațul drept. Imaginați-vă acest corp fără brațul drept. Tăiați-l, legați-l la spate o zi și să vedeți ce treabă, ce eficiență aveți. Fără brațul drept, puneți-l la spate. Știți care era brațul drept? Era lucrarea misionară medicală. Asta era un plan inventat de Dumnezeu. Era planul lui, e scopul lui. Dumnezeu spune, așa vreau eu să lucrez. De ce? Pentru că așa este înțelept. Așa e bine, asta e exact potrivit ce are nevoie lumea. E în planul meu să uniți neprihănire prin credință cu misiune medicală. Faceți-o una ca să intrați la oameni. Oamenii au nevoie de așa ceva. Oamenii vor fi foarte bolnavi. Nu te duce decât cu teoria. Ajută-l. Și omul va vedea că ai lumină de la Dumnezeu. În același timp va stimula partea bună din tine. Mila, compasiunea, duioșia. Nu te va face doar un predicator sec. Sunt cuvinte mari. Lucrarea Evangheliei este o organizație pentru proclamarea adevărului și pentru ducerea mai departe a slujirii pentru bolnavi și sănătoși. Acesta e corpul, lucrarea medicală misionară e brațul, iar Hristos este capul deasupra tuturor. Asta e planul lui Dumnezeu, fraților. Mâna dreaptă e folosită, scrie-le noi, pentru a deschide ușile prin care se intre corpul. Un corp fără mâine nefolositor. De aceea corpul care tratează cu indiferență mâna dreaptă refuzând ajutorul ei nu este în stare să realizeze nimic. Pretutindeni în țară trebuie făcut o lucrare care n-a fost făcută încă. Lucrarea medicală misionară trebuie recunoscută.
Ăștia sunt cuvinte, trebuie să ne poziționăm, dar sunt inspirate, le credem, nu le credem, trebuie să faci ceva cu ele. Înțelegeți? Și dumneavoastră vă veți poziționa față de ele. Sunt multe feluri de tratament. Aș vrea să fiți atenți la acest pasaj. Nu că nu ați fost atenți înainte, dar să-i dați o atenție specială. Sunt multe feluri de tratament pentru vindecare, dar numai unul la probă cerul. Ce zici? Mijloacele de vindecare a lui Dumnezeu sunt cele naturale și simple, care nu obosesc și slăbesc organismul prin însușirile lor puternice. Aerul curat și apa curată, o dietă curată și potrivită, curăția vieții și încrederea statornică în Dumnezeu sunt mijloacele de vindecare, din lipsa cărora mor mii de oameni, și totuși aceste mijloace sunt trecute cu vederea, pentru că folosirea lor cu dibăcie cere o osteneală pe care oamenii nu o prețuiesc. Sunt multe feluri de tratament, nu? Dar numai unul aprobă cerul. Să știți că doresc aprobarea cerului. Doresc aprobarea lui Dumnezeu. Doresc să fac o lucrare care să fie aprobată nu de oameni, ci de Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune că numai una este calea lui de vindecare. O cunoașteți? Aici ne-a spus-o. Vorbește, metoda lui Dumnezeu este aceasta. Ierburile de leac ce cresc spre binele omului și acestea câteva păstrate, fierte, folosite în maladii subite, servesc unor scopuri de zeci de ori, dar de sute de ori mai bune decât medicamentele administrate bolnavilor ascuse sub denumiri misterioase. Păstrați implicitatea în lucrarea școlii. Nu există niciun argument la fel de puternic ca succesul care se bazează pe simplitate. Puteți atinge succesul în instruirea studenților ca misionar medical chiar fără o școală medicală care să poată califica medici în stare să concureze cu medicii lumii. Studenții trebuie să primească o educație practică. Cu cât sunteți mai puțin dependenți de metodele de educație lumești, cu atât este mai bine pentru studenți. Trebuie făcută o instruire specială în arta vindecării, tratării bolnavilor, fără a utiliza medicamente otrăvitoare, în armonie cu lumina pe care a dat-o Dumnezeu. În tratarea bolnavilor nu trebuie folosite medicamente otrăvitoare. Studenții trebuie să absolve școala fără să fie sacrificat principiile reformei sanitare sau dragostea lor pentru Dumnezeu și neprihănire. Educația ce respectă standardul lumii trebuie prețuită din ce în ce mai puțin de cei care caută să fie eficienți în îndeplinirea lucrării misionare medicale legate de solia în jurul al treia. Ei trebuie să fie educați în deacord cu conștiința, urmând în mod conștient și plin de credință metodele corecte de tratare a bolilor. Aceste metode vor ajunge să fie recunoscute de cei de alte religii ca fiind preferabile metodelor cu care mulți s-au obișnuit și care necesită utilizarea medicamentelor otrăvitoare. Volumul 975. Trebuie să părăsim complet medicamentele, căci folosindu-le introducem un dușman în organism. Scriu aceasta pentru că avem să întâlnim tratamentul cu medicamente la medici în această țară și nu dorim ca practica să se furișeze în mijlocul nostru, cum s-a întâmplat la Battle Creek, scrisoarea 67-1889. Observați, spunea, nu linia asta este linia. Studenții trebuie să meargă pe linia, să învețe tratamentele naturale, să lucreze din altă perspectivă. Calea de vindecare a lui Dumnezeu, care este Evanghelia vindecării. Dacă înțelegem vindecarea sufletului, principiile vindecării sufletului, să știți că sunt identice cu principiile vindecării trupului. Este aceeași Evanghelie. Dar când avem o evanghelie falsă cu privire la suflet, avem o evanghelie falsă și cu privire la trup. Exact aceeași. Medicina alopată e o evanghelie falsă. La fel ca și evangheliile false predicate la amvoane. Și sunt compatibile. O evanghelie falsă predicată în adventism se unește, se potrivește foarte bine. A spus nu, nu, nu. Nu medicamente, nu vă luați după școlile lumii acestea, păstrați simplitatea, învățați-i pe tineri, în altfel, duceți-i pe o altă linie, că asta e solia. Și în timp veți vedea că mulți de alte religii și din lumea aceasta vor aprecia lucrul acesta, a venit timpul. Dar nu s-a făcut nimic în direcția aceasta. Pur și simplu, adventismul ce medici produce? Medici de talie lumească, de concepție lumească, care tratează tot cu medicamente, care omoară tot oamenii, e a treia cauză mortală. Folosirea de medicamente după cancer și boli cardiovasculare. Deci omoară bolile cardiovasculare numărul 1 în lume, mult, milioane, omoară cancerul și omoară medicamentele. După aceea mai sunt ciroze, probleme pulmonare, dar medicamentele sunt pe locul 3. Înțelegeți? Cauză de mortalitate. Și de obicei noi ar trebui să ne ferim și de boli cardiovasculare, ne ferim când auzim de cancer, ni se ridică părul măciucă, și ar trebui tot atât de mult să ne ferim de celelalte. Trebuie o altă cale, o altă viziune. A făcut grupul adventist
merge pe linia asta, predică Solian Giulio al III-lea, nu predică, folosește lucrarea misionară medicală ca fiind brațul drept care să... Nu, sunt instruiți oamenii la, în ceea ce privește ierburile de leac și să devină foarte bun cu hidroterapie și cu toate lucrurile, să înțeleagă din perspectiva lui Dumnezeu vindecarea organismului. Nu, nu, hapurile, pastilele, tot la fel de simplu ca și pastilele Evangheliei false, știți? Care schimbă decât simptomele, dar nu vindecă boala, că nu atacă niciodată cauzele și nu schimbă nimic în organismul uman, decât pune agenți morbizi care intoxică și mai mult corpul și care va devasta organismul. De aceea mă opresc aici, prima parte a acestei prezentări, pentru că urmează să vorbim despre educație, urmează să vorbim despre alte lucruri, despre ecumenism, despre tot ce se mai poate în partea a doua a prezentării, care... Mă face cu disperare să privesc în timpul de față, când se surpă temeliile, când nimic nu-i mai la locul lui, când nimic nu este după planul lui Dumnezeu, când ne depărtăm din toate punctele de vedere. Ce poate să facă cel neprihănit? Ce poți să faci în aceste timpuri, nu? Este o întrebare la care voi răspunde, cu ajutorul lui Dumnezeu, la finele părții a doua. Până atunci ar trebui să ne gândim unde suntem și noi în această direcție, cu fiecare din soliile pe care Dumnezeu le-a prezentat. Și ni le-a dat ca fiind adevăr prezent și ne-a dat ca lumină și pentru noi și pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze să ieșim din această confuzie și să luăm o poziție corectă. Amin. Amin.